De când a fost implementat, sistemul unic integrat de acordare a serviciilor medicale nu a făcut altceva decât să dea bătăi de cap, în special medicilor de familie. Aceștia se confruntă aproape zilnic cu probleme atunci când trebuie să folosească cardul de sănătate pentru validarea serviciilor acordate pacienților. Sistemul unic integrat, care trebuia să fie o ușurare a activității medicilor de familie, dar și a celorlaltor furnizori de servicii medicale, a devenit coșmarul nostru în aceste zile, deoarece este a doua zi când funcționează cu disfuncționalități și discontinuități, astfel încât pacienții fac antecameră la cabinetele medicale în așteptarea acordării serviciilor medicale și a obținerii ori a biletului de trimitere sau a rețetei necesare. Din păcate, cele 15 minute alocate unui consult de către casa de asigurări s-au transformat în momentul de față, uneori chiar în 45 de minute, pentru a valida un serviciu în sistemul unic integrat. Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Galați spune că aceste probleme apar atât din cauza blocării sistemului, cât mai ales din cauza că medicii de familie nu folosesc corect dispozitivul. În momentul în care vine pacientul, introduc cardul în cititor, îi efectuez serviciu, dar condiția ca serviciu să fie semnat, trebuie să scot cardul după efectuarea serviciului. Nu introduc cardul și l-am scos imediat și după aia am făcut serviciu. Trebuie să închidă sesiunea de lucru. Dacă sistemul are vreun colaps, nu funcționează internetul, se întâmplă, îți dă un mesaj că serviciul nu a fost efectuat cu succes. Și medicul trebuie să urmărească aceste servicii. Te întorci și vezi dacă serviciul a fost efectuat și îl ai timp în termen de 3 zile să-l ridici în sistem. Singurele probleme care nu au fost, cel puțin luna asta, nu au fost decontate și nu au fost acceptate de către Casa Națională a fost acest mesaj. Serviciul nu a fost ridicat în sistem în termen de 72 de ore. Celelalte probleme au fost rectificate de către Casa Națională în sistem și s-au decontat. La jumătatea lunii noiembrie, numai puțin de 10.000 de carduri de sănătate se aflau încă în Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Din totalul de peste 408.000 de carduri tipărite și distribuite prin Oficiul Județean de Poștă Galați, peste 54.000 au fost returnate către Casa Județeană de Asigurări. Dintre acestea, un număr de aproape 25.000 de carduri au ajuns la asigurații Gălățeni prin intermediul medicilor de familie, iar alte circa 14.000 de carduri au fost ridicate direct de titulari sau de aparținătorii lor.